Păi eu trebuie să dau aici, da? Cu spatele pe lângă stâlpul ăla, să mă duc încolo. Da? Și trebuie să fac manevră, da? Nu prea m-au cam cusut ăștia aici. Sper să reușesc să dau pe lângă ele. Mă duc mai în față. Deci prima regulă, ca să o știți, pentru începători, fixăm capul tractor, vagonul exact pe la colțul barelor astea, da? Poziționăm și cu capul totodată, numai virăm invers de volan. Nu facem ca la turismul mic, uite, pe aici, lângă astea, da? Pe aici așa dăm înapoi și un pic în diagonală, în așa fel încât să nu ne încurci. Da? Deci cu capul tractor până în față aici, fără a ne încurca nici barele astea, deci avem ochii în șapte, cum să spun. Hai să vedem ce facem aici. Am luat o husă de asta pentru mijloc, băgăm să avem spate schinarea cu căldură. Ia să vedem ce a făcut, a mișcat ceva aici, așa, așa, avem pierna de până la spate. Auzi, da o leacă, mai în față sau mai înapoi, că ies afară. Păi da o leacă mai înapoi, că mă bag acolo, sau vino aici. Vino în față, ca să ies cu spatele, că n-am cum să o întorc. Vino în față, dar văd eu cum descarci pe stânga de față. Dar ce încarci? Am panouri de gard. Nu știu, o să zic oamenii ăștia că-s la masă acum, dar dă-te mai în față un pic de aici. Așa, că până ies, până poți dai înapoi, că trebuie să iasă o basculă și de acolo. Dar știi? De aici. Trebuie să te bagi aici în locul meu. După ce ies eu și-i mai bine, nu te mai încurcă nimeni. Tot nu-i bine, că nu o să ies din prima. Trebuie să mă duc pe lângă alea. Da, mă duc așa până o așez. Eu mă urc pe barele astea. Țevile astea aici, așa. Așa. Deci aluteți larul de la Băuș? Da. Aluteți finic ce burcă? Da, nu-i cunosc, eu sunt brăilean și nu-i știu pe aia de la Băuș. Ei îmi știu voi turist la Băuș. Da? Mă ajuți un pic să dau înapoi? Hai! Trebuie să fac pe lângă stâlpul ăla, am și fiarele astea aici. Hai, pe... Hai, 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 hai.
acolo. Știu, dar am... stai că am fiare și eu pe dreapta. Nu le-ai văzut? Stai că mai fac o manevră. Stai că mă dau mai aproape aici. Acum e. Da, dar nu mă mai pot îndrepta acum. Ce e acolo, mă încurcă. Hai, mergi. Da un gard? Hai că le pot! Gardul, gardul! Trece de gard?
un pic mai în față aici. Da, dragi prieteni, cam mai sunt situații și din astea. Lăudat să fie Domnul. Ca da biruință, a reușit să ies. Parchează mulți mașinile cum le vin și pe urmă spune că dacă eu agăț. A, dar ce mi-a agățat mașina? Bă, stai mă, dar tu când o oprești, oprește-o să fii, toți să fii liniștit ca om, că e mașina ta, bă, nu o lovește nimeni, are loc suficient, nu ia ăla, nu ia ăla, dar când tu stai nepăzător și vrei să-ți oferească altul, atunci e grav, gravă treaba. Și eu aici niște șervețele umede. Mă șterg un pic pe mâini că... sau la ăla mă asigur, unde mă asigur eu? Uite băi ce cald am la schinare, băi, băieți, băi, da, bă, îți dau mai încet că... Iar mai zici una, ce țepi mă, dă mă mai încerci tu potențiometrul ăla acolo la sonor dacă ai impresia că țip. Am închis mă geamurile.
Da, dragi prieteni, cam atât. Ce v-am arătat, v-am arătat doar situații așa care trebuie să te uiți, să ai grijă.